prim atac cu Nando Cuti acolo. Iese afară Marel Cărță, care a avut un sezon excelent, de altfel este și liderul echipei la Brazilianu. Scoate afară, se vedem pătrunderea. Circulă bine mingea peste Nicel pentru aruncare de 3 puncte. Este liderul echipei puncte per partidă, 13,3. Aruncare de 3 puncte, bună! Astăzi lipsește Stipanović pentru UBT. Din nou aruncarea, a câștigat titlul cu UBT Cluj în urmă cu 2 sezoane. 3 puncte din nou! De data asta, Nemanja Gordić datează însă centrul Mark Hopper, 2-0-6. Pe recuperare defensivă, Jalen Jones. Top shoot-ul de la 3! Excelent! Din nou, Nemanja Gordić. Depășit cam ușor, mi s-a părut acolo Tudor Gheorghe. Se ajută de Patrick Richard. Capitanul ajunge în apropierea panoului, în o aruncare. Așteaptă să apară Patrick Richard. Richard duce sub panou și reușește să înscrie cu sticla. Sub panou, Cățe! 2 puncte! Foarte greu câștigat de Dorodeni în startul acestei faze secunde. De 3 puncte din 0 grade vine moșul lui Casey Shepard. Aruncare de 3 puncte ratată. Dorodeni au avut 23 de puncte cu banca. Slam dunk pe fast break. Gordić l-are pe Nil în față, Nil acum pe jos, întins, vine Cățe cu panoul! Mendel de 3, marchează! Și UBT din nou în față. Cred că e time-out, Nil. Întâmpinat, însă pasa nu a fost deloc grea, greșește însă acolo Marian Schmidt. Ezită, la autosoluție, găsește pe Pircevic. Din nou Gordić. Gordić până în panou, o pune în plasă. Gordić intră în blocaj acolo, Steven Holt. A, frumos. Încă un coș pentru Clujeni. Cățe ajută, vine cu blocajul. Shepard să ține de această minge, scoate la 3. Vine coșul de 3 puncte. Patrick n-are cifre deloc rele. Cel mai bun marcator de pe parchet. Procentaj de 53% din acțiune. Are 7 din 10 la 2 puncte. Nil, patru de Nil, capac însă încasat de Nil. Cățe e peste tot. Se termină 82 la 74.